Viorel Petcu se vrea parlamentar, invitat la TV Sud în emisiunea Ora Adevărului, moderată de Gabriela Gângioveanu. Consilierul local PSD a declarat că nu este interesat de nicio funcție politică sau administrativă. Ideea unei candidaturi pe un loc eligibil la parlamentare iar surâde însă lui Petcu, chiar dacă nu crede că acest lucru va fi posibil. Consilierul local Viorel Petcu a declarat că nu își dorește nicio funcție politică sau administrativă. Întrebat dacă ar vrea în Parlament, Petcu nu a negat. Și-ar dori să fie pe liste la alegerile parlamentare, însă nu crede că acest lucru ar putea fi posibil. Eu, în primul rând, nu sunt interesat de nicio funcție politică și nici administrativă. Deci, dacă... și pentru altceva nu m-am gândit. Dar dacă s-ar ivi ocazia, mă gândesc că ați refuza o candidatură pe un loc eligibil la parlamentare, de exemplu? Nu, cred că asta nu. Dar nu cred că se întâmplă. Deja. Alegerile parlamentare vor avea loc în 2020, atunci când se vor alege din nou membrii Parlamentului din Camera Deputaților și Senat. Mandatul parlamentarilor durează 4 ani.